mă duc mai în față la băncile alea de acolo. Îmi spune femeia, îmi spune, domnule, uitați, de la London Bridge încoace vine un van, un autovehicul care coboară din el niște persoane cu cuțite și taie oameni, omoară oameni pe stradă. Și a spus, cum e posibil așa ceva? Cum să fie aici? Da. Și a spus, unde sunt ăștia, oamenii ăștia care sunt așa? Păi spune, pot fi oriunde, nu știu unde, pot fi oriunde, te rog, nu, lasă-mă să stau aici înăuntru, înțeai? Și am întrebat-o, mi-aduc aminte, am întrebat-o pe femeie, au arme? Și a zis, nu, au doar cuțite, am zis. Atunci am spus la Agron, băi, eu ies afară. Agron mi-a zis că sunt nebun, nu, să nu ieșim, înțelegi? Am zis, băi, eu ies. Am văzut doi suspecți, înțelegi? Și în timpul ăla am zis, băi, cum să reacționez? Aveam două navete în mână. Una am aruncat-o spre el, știind că să se ferește, am fost sigur că se ferește, că el se uita la mine. Am aruncat cu gândul sigur că se va feri și cu a doua îl voi lovi. Am aruncat-o în timp ce am aruncat-o, eu am și plecat spre el. Am plecat spre el și cu a doua l-am lovit. Am aruncat a doua navete, a venit undeva în zona feții, a căzut lângă ăsta alalt. În secunda aia în care a căzut, intrase pe spate, adică pe intrarea mare, în spatele lor, cum ar fi, intrase mașina de poliție. Intrase și mi-a spus prin portavoce, înțelegi? Go, go, cred să referea la mine, go, go, give the grenade. Am înțeles, eu v-am spus, nu știu bine engleză, dar am înțeles. Și mi-am dat seama că se aruncă o grenadă. Da. Oh. A duduit, nu, n-a intrat nimic în mine decât un pic l-am așchiat la braț și se auzeau alicele alea, se lovea de tablele alea, de la tonetele astea. Atunci am ieșit în colț, mașina de poliție a intrat direct în ei, că m-am uitat. Cel din dreapta, care v-am spus că l-am văzut cât de cât la față, era tuns periuț, așa să spun, da? Stil chelbos, cum ar veni, și avea un pic de barbă ca de o lună, să spui. O barbă creștină, nu era barba aia mare, cum spune. Avea un plover pe el crem, o bluză crem, undeva mai lungă, așa, peste la jumătatea pulpei, cum ar veni. Și, na, ce să-ți mai spun, m-am uitat la el, ți-am spus, m-am speriat de el, că m-am speriat de faza în sine, că îți dai seama că nu ți-e ușor să vezi cum îl omoară pe un om. N-am văzut asta în viața mea, a fost prima oară în viața mea, pot să spun că mi s-au muiat tendoanele, nu știam ce să fac. Și am zis, băi, dacă fug, posibil să vină din altă parte, că acolo sunt foarte multe ieșiri, și am zis, băi, poate să vină din altă parte și mă înjunghi și pe mine. Și am luat și am aruncat naveta și după ce au aruncat ăștia grenada, am fugit. Am ajutat după aia poliția ca să mai iei oameni, că se vede pe filmare. Am deschis poarta mare, am ieșit afară și am început să țip, înțelegi, să spun come, all the people inside in the bakery, all people inside in the bakery. Și au intrat toți oamenii care erau pe stradă, săraci au intrat, erau vreo 20 din, să zic așa, din care o persoană cu deficiențe era într-un căruț, chiar l-a luat altă persoană, chiar săracul rămăsese în mijlocul străzii, înțelegi? Și nu știu, îți dai seama, să fii amputat de picioare, să rămâi într-un moment de ăsta, îți dai seama că cred că era foarte dificil. Dar o persoană de acolo a ieșit și l-a luat și l-a împins în brutărie. În maxim 5 minute, dar nu 5 minute, 3 minute cred, au venit trupele speciale și au intrat în brutărie cu forță, au intrat cu forță în brutărie, au început să țipe open the door, open the gate, am deschis, a intrat înăuntru, se uitau la noi, ne-a spus să punem mâinile toți la cap. Da, se poate că foarte multă lume, neavând cum să mai îndea la prieteni, îmi dădea la... Și am gândit o chestie, un atac terorist, dar crede-mă, nu știu, nu am avut frică atunci, chiar nu mi-a fost frică, de ei nu mi-a fost frică. V-am spus, mi-a fost frică, singurul sentiment de frică maxim care l-am trăit a fost atunci când am auzit grenada. Ah!
sincer, poate am avut și curaj, poate am făcut-o și din frică, poate am făcut-o și din milă. Înțelegeți? Sunt trei sentimente diferite, dar toate alăturate m-au făcut să fac chestia asta. Poate dacă nu trăiam aceste sentimente, nu puteam. Poate eu știu, nu știu, poate fugeam și eu cum au fugit și alții, înțelegi? Poate leșinam, poate, nu știu, poate se întâmpla altceva. Dar cred că toate aceste trei sentimente care le-am trăit m-au făcut să iau atitudinea asta. Fiindcă cred că este uman să facem chestia asta, nu? Gândesc. Bun, suntem fricoși, suntem, ne speriem, dar dacă noi nu suntem uniți, nu putem învinge. Eu nu sunt un erou, sunt un simplu om. Nu vreau să fiu erou, nu vreau să toată lumea să mă pună undeva sus. Nu, sunt un simplu om. Sunt un simplu om care crede în Dumnezeu și cred că Dumnezeu azi m-a ajutat. Vă rog frumos să mă credeți. Am avut două, trei sentimente în momentul ăla în care chiar cred că Dumnezeu era cu mine. Nu știu, mi-aș dori doar, nu știu,